Hello, hello! Salutare tuturor! Bun venit la un nou Optimist Podcast, gazda voastră, Marius, experimentist. În acest podcast vom vorbi despre toate gunoaiele alcătuite din măști și mănuși care se găsesc acum, în această perioadă, pe străzi. Eu pur și simplu nu mai pot cu toate măștile astea. Nu mai am oroare de coronavirus, am oroare de aceste gunoaie măști. Wow. Ok. Cred că da. Aceste măști, aceste gunoaie. La finalul acestui podcast o să vă prezint o colecție impresionantă de măști și mănuși și gunoaie, așa, de măști și mănuși, care nu sunt puține deloc. Vreau să... Eu pur și simplu mă încerc și nu găsesc explicație de ce oamenii aruncă chestiile alea pe jos. Pentru că mi se pare... Ce trebuie să ai în cap ca să arunci masca aia? Frate mie, mi se pare biohazard. Pur și simplu e biohazard. De unde știu eu că oamenii care aruncă măștile pe stradă nu sunt infectați? De unde știu? Vreau să știu și eu de unde știu. Dând părerea mea, de fapt nu părerea mea, cum consider eu? Eu consider că toată lumea e infectată, ok? Și port măști încă de la început, port mască și am grijă și mă protejez, pentru că nu vreau să contribui nici măcar cea mai minusculă parte să contribui la răspândirea la prostia asta de virus. Iar ăștia care aruncă, Ba. Eu nu pot să înțeleg. Nici plăcuța asta nu poate să înțeleagă aparent. Facem așa, nu facem. Bun așa, am aici un colet. Stai așa, sunt mega super nerăbdător și nu mai putem continua vlogul fără să desfac chestia asta. Pentru că o aștept de ceva zile. O aștept de ceva zile. Apropo, cutia este extrem de îndoită. Wow! Wow! Ăsta să vrea a fi următorul meu laptop. Atât de mult cred în chestia asta, încât cred că o să pot să înlocuiesc laptopul meu actual cu o tabletă. Nu am avut o tabletă în viața mea, dar pur și simplu pentru că am văzut ce poate să facă chestia asta, am zis să-i dau o încercare. Pentru că mi-e atât îmi trebuie. Vreau să modific puțin workflow-ul meu, workflow-ul în care îmi produc munca, îmi produc lucrurile. Abia și să o desfacem. Dacă vreți un video despre chestia asta, despre... Dacă poate să înlocuiască sau nu laptopul, lăsați-mi în comentarii. Mamă, e proaspătă, frate, e proaspătă. Bun, așa, mă scuzați pentru că am lăsat un pic la o parte subiectul acestui video. Bun, deci trebuie să dispară. Din punctul meu de vedere este un biohazard. Părerea mea este că toate gunoaiele astea lăsate... trebuiesc arse. Toate măștile și mănușile trebuiesc arse. Pur și simplu să nu mai... Eu aș vedea problema în felul următor. Pe stradă instalate niște pubele în care să scrie, pe care să scrie biohazard. Biohazard, pentru că asta este biohazard. Care să colecteze toate măștile astea. De fapt, nu să colecteze. Lumea, care am încredere în lumea asta, că este suficient de aptă să arunce niște măști la gunoi, să fie educată prin televizor, culmea, prin televizor, care știm prea bine ce ne educă televizorul ăsta, să educe oamenii să arunce toate măștile și mănușile în astfel de pubele biohazard, iar apoi să fie arse. Asta trebuie făcut, părerea mea. Eu cred că este cea mai simplă și logică soluție pentru aceste măști și mănuși lăsate. Și vă rog din suflet, dacă printre voi vă numărați, dacă printre voi se numără oameni care
aruncă masca pe stradă, vă rog încetați, vă rog încetați, pentru că nu e ok, e total, total greșit, e total greșit. Masca aia poate să o ia în mână un copilaș bebeluș, masca aia poate să o mestece un cățel, masca aia poate să ajungă, o ia vântul și ajunge, nu știu, pe fructe, pe copaci. Băi, masca aia poate să ajungă oriunde, mă înțelegeți? Deci masca aia trebuie aruncată undeva, țineți-o în buzunar, băgați-o undeva, țineți-o într-o pungă, faceți ceva cu ea. Răspândiți și voi videoul ăsta să înțeleagă toată lumea cât de important e să țină masca aia și să o arunce unde trebuie. Vă rog din sufletul meu, vă rog din suflet, nu mai suport. Eu nu o să mai ies afară pentru că am oroare să văd toate măștile alea. Deci sunt măști peste tot, peste tot. Adică știți și voi, uitați-vă puțin în jur și știți și voi că nu vorbesc prostii, sunt peste tot. În toți copacii, în toate gardurile, peste tot. Vă rog să ajutați-mă, vă rog, vreau să scăpăm de măști, ok? Mă bazez pe voi, mă bazez pe voi. Acesta a fost Optimist Podcast. Ok, am fost Marius, Optimist Podcast. Mă bucur că v-am aici. Lăsați comentarii, haideți să rezolvăm și probleme, nu doar să ne orientăm pe prostii. Ne vedem curând la un nou vlog, mai optimist, la un nou podcast. Pe curând!